Hai, dragii noștri, am lăsat studentele deoparte și am trecut la lucruri mult mai serioase. E vorba despre salonul de inventică de la Iași. Fiindcă nu numai eu am inventat Savarina, mai sunt foarte mulți tineri care au inventat la rândul lor foarte multe lucruri interesante. Și vom merge acum alături de cel mai tânăr inventator din România. Bună seara! De fapt, nu este chiar seara. Ce invenție ai tu? Să ne prezinți nou. Dispozitiv pentru ștergerea tablei, toc pentru creta școlară și pișoară reglabilă. Pișoară reglabilă? Da, pentru diferite vârste, înălțime. Se amplasează la toaletă, nu? Da. Funcție de înălțime sau de lungime? Da. Ce jucați aici? Mă joc cu o jucărie foarte veche. Jucăria se numește titirez, în românește. Dar ea este cunoscută în 109 limbi. Am pus un magnețel pe axă aici și cu un magnet aici și uitați cât de ascultător l-am făcut. Deci îl manipulați așa cum fac politicienii cu noi. Îl controlez. Îl controlez așa și uitați cum titirezii vă salută. Listen up, people. We have right here in my right the inventor of the iPod. Hello. And how did it all start? Well, it all started in 1979. My brother was the business manager of Olivia Newton-John, the recording artist, you know, who was one of the stars in Greece. And in 1979, we'd sold 2 million records. Well, you know, there is a problem with the iPod here in Romania. There are some music files, a kind of music that won't be played. On iPod, they call manele, you know, it's a gypsy music, manele, uh-huh. That can be played on iPod. Why is that? Well, it's not played on the iPod at the minute, but it is. It should be able to be. You have to make a deal with the download company to make it available. The company is called Romeo Fantastic Music. Can you send a message to Romeo Fantastic Music? Hey, Romania, fantastic music. Keep on grooving, man. Keep on grooving. Hello. Where are you from? I doctor. Oh, do you speak English? Yes. I doctor. My name is Susan Niksad. Where are you from? India? Iran. Iran? Iran, yes. What we got here? We got a bomb in here? Yeah, yes. TNT. Did you bring Saddam here? Saddam is still alive? Yes. He's still alive, no? Yes. Saddam is still alive. I'm from Iran. Iran? Yes. Are you married? Yes. Yes. Where is your husband? No, marry. No? No. She's not married? Okay. Yes. You're gonna marry me, you know. I'm Latino. Yo soy mexicano. De México. And después vamos a hablar. Okay? Okay. Mi-am găsit o nevastă, dragii mei. Frumușică, morena, nu? Așa e, nu? Yes, 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 no? Yes. Frumușică este moartă după mine. Mă iubește la maximum. Yes, nu? Yes, yes. Yes. Mă iubește la maxim. Toaleta, dragii noștri, este mai puțin poluantă decât tastatura. Dacă ați tastat la tastatură, v-ați infecta complet. Folosiți doar toaleta pentru tastat, nu? Yes, yes, yes. Folosiți toaleta pentru tastat. Yes, yes, yes. Inimic from Azbeila. Ucraina, Russia. Ok, dragii noștri, pare oarecum riscant, fiindcă niciodată nu trebuie să te pui cu natura și cu mama Rusia. Dar, ca un bun cunoscător al străzii, sunt băiat din ghetou, pregătit ca să facem show, vom vorbi cu acești minunați invitați din Ucraina. Zdravstvuyte. Bystro. Americanske firme Transept Technology, pastrupile priz vostru computer v personalni sputnik. Вопрос что? Говорите по-русски. А вопрос что? Говоришь по-русски? Да. Ну, вот это требовали. Американские фирмы Transept Technology поступили при производстве компьютеров персональный спутник. Компьютеров... Любой знак или символ, он может быть носителем информации. Взаимодействие человека с этим знаком, который выражен в микрополосных антеннах и... И хорошо человек микропрострика в антенна. Да, ну то есть, вот, например, вот это тоже своеобразные антенны, которые благодаря ним возникает вопрос биорезонанса. Thank you very much. Thank you too. Have a nice day. Hey, Romania, fantastic music. Keep on grooving, man. Keep on grooving.